Sute de pompieri sunt pregătiți pentru asigurarea intervenției în situații de urgență în județul Olt. Vor interveni cu autospeciale de stingere, ambulanțe smurd, autospeciale pentru intervenție la înălțime, mașini pentru descarcerare și alte mijloace specifice din dotare. În perioada Crăciunului au fost 10 incendii în județul Olt. Numai în ajun și în ziua de Crăciun au izbucnit 3 dintre incendii. Pentru a preveni astfel de evenimente la trecerea dintre ani, pompierii reamintesc că trebuie să avem grijă la folosirea mijloacelor de încălzire a locuinței. Având în vedere faptul că în ziua de Crăciun s-au produs 3 incendii de locuință în județul Olt, facem apel la cetățeni să respecte toate măsurile de prevenire, să nu utilizeze mijloacele de încălzire cu defecțiuni sau improvizații, să curețe și să repare coșurile de fum, iar în cazul apariției oricăror defecțiuni sau avarii, să suspende utilizarea aparatelor sau mijloacelor de încălzire și să solicite intervenția persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute. Pentru orice situație de urgență, pompierii reamintesc să sunăm imediat la 112. Încercarea de a stinge singuri focul poate duce la o adevărată tragedie.